Păi bună dimineața, România! Tot mi-am adus eu aminte, așa stăteam și am zis că dacă tot e subiectul, e rapid așa. Știți că există oameni care nici dacă le faci ceea ce ți-au făcut ție, ce te deranjează pe tine, adică să le arăți că te deranjează, că e logic lucrul respectiv, nu se supără. Bă, eu am întâlnit astfel de oameni, pe bune, eu am zis, bă, ok, nu înțelege, bă, se pare că apare, nu înțelege că... Bă, să-i fac la fel. Să-i fac la fel, știi? Adică, să stresez pe omul. Nu. E, nu-i adevărat. Reiese din toată discuția asta, sunt o nenorocită, păi tine acolo, te-ai lăsat folosită, adică eu trebuie să fii prost. Cât de prost trebuie să fii să nu te folosești? La fel cum și eu, la fel... Eram acolo pentru omul respectiv, da? Păi ce fără vreai să fac? S-a folosit. Erai de uz? Erai de uz, știți? Așa sunteți. Păi nu știți să vă respectați. Pentru că nu știți. Voi vreți neapărat să rămâneți cu ce? Vezi că la job trebuie să te duci să-ți faci jobul. Și la sfârșitul zilei să-ți iei banii. Și să pleci. Indiferent că ți-ți place niște oameni de acolo, de la jobul respectiv, că ți-ai dorit să fie în viața ta, că nu ți-ai dorit să fie în viața ta, mergi mai departe, tu nu ai nicio treabă. Asta nu ați înțeles voi. Bă, de ce pleci de acasă? Pentru ce? Pentru bani. De-aia te duci la job. La colaborare, la orice. De ce deschizi camera? De ce deschizi camera? Vin ăștia și se poartă supărat. Păi cum? Atâta de multe mă... De ce? Ți-e frică că o să fie concurență? Ți-e frică că ce? Ți-e frică că ce? Bă, ați plecat din televiziune ca să faceți aceeași mahala mizerie ca na. Bă, măcar aia face ceva, știi? Ce? E panou publicitar, nu contează. Așa și-a găsit ea, găsit o oportunitate de business. Și s-a gândit, e așa că arată bine și e panou publicitar. Cool. Eu ce sunt? Mahalaua, știți? E femeia rea din Mahala, care arată foarte bine. Nu are dinții sfați în gură, că nu are un prost care să-i spară de dinții. Așa. Și se spune, treci fă în casă, n-ai văzut, vorbești. Mi s-a întâmplat și mie odată. Treci, bă, în casă, venise un. Eu n-aveam voie, bă, să vorbești, știi? Eu, în firma aia, aceam banii, știi? Așa. Și avem un prost. Paul. Și trebuie să mă duc în casă, pe bune. Bă, și ce noroc aveați voi că eu în anumite momente ies fără mască. Știți? Nu ies fără mască. Cum e acum. Știți? Că dacă aș fi ieșit cu mască, vă căcam din cap până în picioare ca să vă fie de bine. Ca următoarea dată, ori de câte ori îi spui unei femei ce are de făcut, ce trebuie să facă și să-ți țină gura că tu ești ocupat. Păi dacă ești ocupat, stai acasă! Nu te băga în treaba altei femei. Că nu e treaba ta, că întotdeauna o femeie ajutor nu faci. Da? Și dacă o femeie face vreo chestie și vrea să vorbească, o lași să țipe în mijlocul, lasă-o. Dar nu e treaba ta. Adică treaba ta nu este să-i spui la o femeie ce are de făcut. Nu este soră ta. Nu e nici măta care să mă oaperi, să o ajuți cumva să-i sare în ajutor, să nu știu ce. E o simplă angajată. Firma aia. Angajată. Nu ai voie să vorbești. N-ai voie. Tu n-ai voie. Nu existi. N-ai voie. Nu existi. Tu nu existi. Nu existi. Dacă la tine acasă, măta, tactul, prostul de tactul, înțelegi? Tactul, prost, te-a făcut prost, că ești, da? Ai văzut că i-a pus pumnul în gură lui măta, înțelegi? Asta nu înseamnă că toate trebuie să faci chestia asta non-stop. Măta a fost doar de acord. Altă femeie o să... Eu eram obosită, știți că eu sunt obosită, nu prea reacționez când îi las așa, după aia fac câte un video și mi-aduc aminte cât de proști sunteți. Cine ți-a dat voie să vorbești? În calitate de ce? Om ai fost? Om, ai fost cu omul, cu femeia respectivă? Știi ce înseamnă să fii om? Nu știi. Spun eu că dacă erai om, nu mai aveam discuția asta. Ați înțeles? Și se gândesc, bă, ce scandal o fici.
căcat rahat pe băț o fi pe lumea asta, știți? Da? Bun. Deci, există astfel de oameni care și dacă le faci ce ți-au făcut ei, ei nu se supără. De exemplu, eu, pe mine, dacă cineva se comportă cum mă comport, eu cu oamenii mă comport așa cum îmi place mie să mă comport în general. Ce înseamnă? Le deschid ușa, îmi văd de treaba mea, îmi văd de viața mea, stă un om la afară. Dacă vreau, vorbesc, dacă nu, nu. Nu mă duc să, pe interesul meu, să stresez pe om. Ai, eu sunt la job. Dacă ar fi la job. Bă, dacă sunt angajat. Bă, unii au deranjat că eu mă duceam acolo, că erau angajat. Bă, ești angajat. Tu ești acolo să răspunzi la chestiile pe care le are de făcut legate de firmă. Dacă omul respectiv are o problemă personală și vrea să-ți explice o situație și tu vrei să-l ajuți, aia este să fii om. Dacă nu este într-o problemă personală, vezi de treaba ta, că tu n-ai nicio treabă. Oamenii vreau că ei vor să se dea marșculă pe basculă, să ceară ajutor, dragă, că cum adică? Da. O să așa știi. Trebuie să ajungi, știi? Dar tot non-stop. Și cum vă spuneam, uite că, da, la unii oameni când n-au înțeles ce le-am explicat eu. V-am mai spus la un moment dat și în firmă a început să-mi povestească că eu, fiind obosită, mă trezeam și mergeam pe acolo, făceam chestii automatisme, că eu le fac automatismele. Nu e ca la voi, mă! Mă! Voi nu știți să vă spălați pe voi, mă! Mă, puțiți când mergeți pe drum! Mirosiți! A de toate! Eu măcar miros hainele la transpirație, că asta este, sunt vechituri. Da? De-ai de spălat, mă spăl dimineața, trebuie să te speli, știi? Deci te speli pe față, gură, te speli, dai și tu cu cremă, cu ceva. Na. Un spray de gură ca să-mi spută gura în tot universul. Da? Bun. Deci, indiferent ce le-ai face lor, să le faci, știi? Dar voi vă creați singur probleme. După care, după ce faceți, câte o furtună în paharul cu apă, știți? Că e un pahar care se umple. Faceți ca să spuneți, ca să vă justificați faptul că paharul ăla trebuia să-l luați și să-l vărsați. Știți? Vă duceți să vă vărsați. Nu-l vărsați în capul altii, că nu vărsați oala de noapte în capul alții. Da? Trebuie să vorbească, dragă. Bine, prioritate. Era una. Băi, vezi că la job, ai job, n-ai prietenie. Eu aveam persoane cu care bârfeam, pentru că bârfeau pe altele din firmă la mine. Bă, eu am venit să fac afară, că nu știu, întreba de bani. Nu mă interesează cu cine e pizda mamii lor, s-a frecat cu nu știu cine, cu nu știu unde, că s-a dus și a făcut și a cumpărat flori și adres și pizda. Trebuia eu să știu, eu pot povesteam, efectiv, dacă povesteam despre jobul care îl făcusem. Ce am făcut la job? Bă, ca să știe proasta, ai înțeles, sau prostul care era în firma aia, cum să fac bani. Adică, că poate există puțin bun simț, poate există puțin respect, poate ne mai ridicăm și noi. Poate nu mai privim hârtiile alea ca și cum ar fi, vai ce bine ar fi dacă banii aia așa, ar fi și în buzunarul meu, știi? Așa. Ai cheltuit toți banii cu nu știu ce și vai și... Da, devine copilul, nu sunt... Bă, sunteți de vină voi, că sunteți niște golani. Sunteți o nație de bârfitori. Bă, oricât de mult ar încerca să vă pună lumea, zgârie nori, să vă facă clădiri, tot niște bârfitori ordinari sunteți, tot niște bârfitori, niște pamfletari imbecili sunteți când faceți. Da, că vă fac chestia asta ca să vă vedeți, știți? Prin prisma la așa ceva, măcar eu sunt mișto. Ia uitați-vă la voce și leampăte sunteți. Că în momentul în care veniți și bârfiți, vă zicea, mai știi ce a făcut nu știu cine? Și a zis că... și a scris cu litere mare și cu litere mică. Băi!
Vă stau unghia în gât! Că voi sunteți mari șmecheri, da, și pleca lumea, voi ați văzut câtă lume a plecat din televiziune. Nici bine n-a călcat degetul și a plecat. Ca să nu le mai spună alții ce să fac. Și voi veniți, vă spun alții ce să faceți, înțelegeți? Da, sunt niște executanți, da? Și dați lecții la niște oameni care au reușit, la niște femei care au reușit până la urmă. Nu contează cum au reușit. Știi? Că vom și la urma urmei, în momentul în care tu prezinți un produs și o proastă, nu judecă, nu întreabă pe o persoană în mod normal. Nu este vina persoanei care prezintă, este vina ta că tu ai crezut. Credulitatea costă. Păi iluzia. Iluzia în sine, da? Iluzia în sine. E iluzia voastră de a face. Șmecher pe bascul. Nu aveți cum să fiți mai proști de atât, mă. Eu am trăit, am zis, bă, poate totuși dacă le fac ceea ce fac, ne fac. Pentru ei este absolut normal. Am zis, ok, cool. Înseamnă că, suntem pierduți. Suntem pierduți. Mai trebuie să tratăm și oamenii cum vrem noi, cum ne-ar place să fim tratați, dar mai trebuie să-i tratăm și pe oameni, pe unii dintre oameni, la nivelul lor de înțelegere. La nivelul la care, băi, există lucruri în viață, în momentul în care ai făcut o chestie, știi? Ți-o asumi. Nu mai poate nimeni să te ajute. Există lucruri care sunt undone, nu mai pot fi reparate. N-ai cum să repari. Nu poți sta toată viața ta să te plângi. M-au furat. Și pe mine. Mergi mai departe. Știi cu cât a plecat unul odată dintr-una din firmele la care eram? Știi cu cât? Știi cu cât? O grămadă de bani. Mă, du frumos dacă se poate. Justiți. Că nu se poate, asta este. Poate ne înțelegem cu frumosul. Că n-ar de unde, că i-a cheltuit. Deci, că atâta putem. Noi putem să furăm. De ce? Pentru că asta este, așa suntem. Așa sunteți. Știți? Ca oameni, ca nație, ca animale ce suntem. Știți? Noi furăm. Nu muncim. Știi? Putem. Dacă era acolo, am luat și eu. Știți? Aia s-a luat după mână. Da. Asta mai aveam să vă zic. Să ne auzim de bine. De rău sau deloc, în funcție de ce prostii ați mai făcut pe pământul ăsta. Că, da. Să nu răspundeți, bă, la oamenii care vă sună doar de Crăciun, de anul nou și de ziua de naștere, să știți că există oameni care nu-și aduc aminte de ziua. Uite, eu, de exemplu, nu-mi aduc aminte de anumite zile de naștere și greșesc, înțelegeți? Probabil că greșesc, nu știu. Mai am și alte de făcut. Pe lumea asta, în afară de să mă duc, că vouă vă este frică că cineva se ridică mai sus ca voi. Știți? De-aia vă comportați așa. De-aia încercați să judecați pe alții. Voi nu încercați să ridicați oamenii de jos. N-aveți cum să ridicați. Voi, în loc să vă găsiți, să vă salvați pe voi, încercați, bă, vezi că trebuie să te salvezi pe tine, știi? Știi? Pe tine trebuie să te salvezi. Las-o pe fiita, înțelegi? Lasă-l pe fiitul, las-o pe măta, pe tactul și pe ce-o mai fi. Pentru că în momentul în care tu n-ai avut grijă și te-ai îmbolnăvit corpul, nu mai ai ce să mai poți să-i alini durerea. Știți? Nu mai ai ce să schimbi, știi? Poți să-i alini dureri, atâta timp cât tu ai folosit un om, l-ai tras, l-ai pus la jug, la căruța ta. Ai pus-o pe măta la căruța ta. Știi? Te-ai pus-o pe măta la căruța ta și măta de multă iubire s-a sacrificat și te-a ajutat, sau tactul. Înțelegi? Da? Bun.
judecați prin prisma altor părinți, că părinții au făcut, că au dres, că nu te-au ajutat. Eu, de exemplu, am avut ceva de comentat vis-a-vis de niște rudele mele, nu am venit să-l cer lor ceva. Bă, dacă nu ți-am cerut nimic ție, de ce pizda mă, te vorbești? Pe unde vorbești? De ce vorbești? Nu te întreba nimeni nimic! Nimeni nu te-a întrebat nimic! Educația pe care o dau femeilor este așa. Bă, dacă prostul de acasă sau proasta, că și la, bă, la băieți la fel, că sunt și femei violente, stați liniștite. Da. Că prostul de acasă, gratuit, nu că le ceri. Știți? E cu tot diferit. Se cere partenerul, trage-mă palmă la cur, trage-mă palmă la cur. Dacă iubești foarte tare, trage palmă la cur. Să faci nu știu ce. Treaba ta. Bun. Să faci nu știu ce. Dacă vrei. Dacă contează foarte tare. Dacă nu, asta e. Grea viață, mă. E greu, mă, să socializez, mă. Voi vreți să fiți toți într-o relație. Știi? Trebuie să fie și cum vreau eu. Trebuie să fie și cum vrei tu. Și dacă se poate datorezi ceva, știi? Oamenii din jur. Vezi că nu-ți datorează nimic. Vă mai spus. Nu mai știu că era ceva important ce vreau să vă zic. Da. Legat de chestia asta, voi nu vreți să ajungă înaintea voastră sus. Știți? Mai sunt și astfel de categorii. Doamne, să nu cumva să mai ies încă. Dar ce vrei? Să fim acasă? Ce să faci? Să dăm ție făi, futuvând Dumnezeu mamilor voastre de canalii. Să vă ținem voi, să vă creștem sus, să fiți voi mari șmecheri pe basculă. Vezi, dacă găsești chestia asta, pleci. Indiferent că este violent fizic, că violența nu este doar fizică. Violența poate să fie și mentală, violența poate să fie emoțională. Eu vă pot da câteva exemple de violență emoționale. Eu vă pot da câteva exemple. Eu sunt exemplu de om care s-a făcut violență mentală. Deci pentru că n-am deșteaptă și înseamnă că se simt. Mai avem unul să-mi zică. Albanezii, de fapt și de drept, sunt aia care spun da, nu, nu știu cum. Venit unul și vorbeam de, erau, cum se numește, că bulgarii sunt așa, dragă, știi, da, bulgarii? Bulgarii care, când zici da și nu, știi, când dau din cap. Și vreau să le întreb, știi, dar n-am mai întrebat că, n-am vrut să-l fac prost, știi, acum pot să-l povestesc prost. Ca pe un prost, că asta s-a redus, știi? Că nu știi că albanezii fac asta și că tu trecut prin viața aia, știi? De un prost. Să nu cumva să zici, dai din cap nu știu cum. Da. I-am lăsat în prostia lor. Le-am lăsat pe prost. Și nu era român, stați să știți că voi aveți impresia că voi sunteți numai așa aici. Nu. Așa cum sunteți voi, în marea majoritate sunt peste tot. Canalii, nulități și mizerii sunt peste tot în lume. Oameni care să te facă mic, nu știu de care natură. Bă, voi nu știți să vă faceți intrarea frumos și să ieșiți la fel de frumos. Că voi nu știți să vă despărțiți frumos. Eu am vrut să mă despart de câteva ori frumos, dar oamenii respectiv că trebuiau ei să fie, știi, aveau impresia că dacă s-au întâlnit cu mine și le-am zis bună ziua sau nu știu, le datorez ceva. Păi nu-ți datorez nimic. Oi, n-am mâncat copilul meu la tine la masă. Nu ți-a cerut nimeni nimic. N-ai dreptul să ai opinii. Tu nu ai dreptul să ai opinii. Tu nu existi. Opinia ta nu există pentru acel om. Ești nul. Zero. Barat. Zero. Barat, măcar 0 e ok, știi? E cifra de una din cifrele de la... Ar trebui să fie, știi? Foarte multe zerouri. De la venitul meu. Ar trebui. Așa, știi? Ar trebui să mă adăugăm la sfârșit. Se facă într-un final mai mult. Dar îmi dă universul, știi? Dai tu. La fel cum... Ce educație dai lui fiimea? Educația îi dau lui fiimea să găsească, să facă ceva,
unde să ia banii mai ușor, nu să stea să fie servitoare la voi, mă. Să vă șteargă de rahat, nu știu pe cine, să vă șteargă nu știu pe unde, că așa vreți voi, știți? Întrebam să fac asistentă. Bă, dar nu vrei tu, dar nu vrei tu, bă, tu Dumnezeu, mătii, să-ți crești tu propriul tău copil, tu scrușea mătii de mizerie socială ce te-a făcut măta la tine acasă. Să-ți dai tu opinia, mă, acolo, mă, că să-ți dau opinia, ce face? Păi, pizda, mătii, face. O știi? Da, bun, de acolo ai și tu. Aia face. Ea nu vă mai fute grija de cum își câștigă vecinul pâinea. Ea să nu vă mai fute grija de cum își câștigă femeile altele pâinea. Chiar și țărâncile care vin, știți? Bă, niciunul dintre voi nu v-a spus că e de vină, nu știu ce proștii care sunteți creduli și v-ați dus și ați cumpărat. Nu, de vină sunt alea care au făcut publicitate. Ce vină are? Ce vină are, mă? Ce vină are? Păi de ce ești proastă? Cu produsul ăla te-ai dus și tu? Să vezi dacă e ok sau nu? Există o certificare pe el? Ai putut să întrebi? Te informa și tu când ai ști? Să citești. Știi, citești. Știi? Să citești. Eu cred, știi? E produsul dat de nu știu de cine și trebuie să fie extraordinar și mai pomenită, că sigur a făcut. Vezi că nu e! E treaba lor, bă! Voi trebuia să știți logic. Eu am așa o foarte mare încredere, da? Că alea persoane care au pățit chestia respectivă își merită soarta. Bă, vă jur, vă merită soarta. Eu, în momentul în care nu mi-am luat banii la timp sau s-a întâmplat ce s-a întâmplat, a fost totalmente vina mea, pentru că asta este, am intrat în chestia respectivă, am tăcut și loc să dau una peste cap, pac, prima dată când mi-a zis prostia în firmă despre bani, da? Eu trebuia să mă ridic și să spun prostia, dar am ales să tac, să ies ca să nu fac. Într-un final a ieșit urât, e cu totul altceva. Că un gunoi social nu s-a ridicat decât pe gândiți că e mine. Cum o să facă căsnicie, mă, că se face? Ce să facă la căsnicie? Cu cine? Cu golanul care ești? Că nici golan nu ești. Înțelegi? Bă, golanii adevărați muncesc, mă, tată. Păi iau bani, bă, nu sta de pe urma fufelor să facă bani. E golanii, golanii. Ai după craci, nu știu de unde. Hai că mă, că merge și așa, mă, las că o păcălească un pic așa și mi-ai spun că e frumoasă și e drăguță și e simpatică. Vezi că ești pește. Peștele nu o să fie niciodată golan. N-aveți cum. Că la voi nu e în Carpați. Deci, cum spuneam, n-aveți cum să înțelegeți. De exemplu, eu nu mă suport dacă mă blochează cineva pentru toată viața. Sau mă ignoră. Asta este modul meu de a fi. Ați văzut mai vreme? Da? Sună telefon? Da? L-am închis. Deci nu mă interesează persoana care sună. Sunt omul care în momentul în care te-am văzut că ești o mizerie, te-am ascultat odată, te-am ascultat de două ori. Când văd că tu în continuu cer chestii. Îmi faci mie rost de numărul nu știu cine, ce sunt eu. Bă, arat eu! A ce? Servitoarea pizdi mătii? Păi nu vrei să o sugi și tu? Ia vezi, ia sugi-o. Ia perpendicular în sus și în jos și dacă ești femeie. Sugi-o. Ce sunt eu, mă? Servitoarea ta. V-am spus. Te iei frumos cu boșorogul și pleci cu el. Îl știi pe boșorog? La fel sunteți. La fel sunteți. Gunoaie ale societății. Mi-e rușine mie de voi. Că sunt româncă cu voi. Pe aceleași umbezi. Mi-e rușine. Ne auzim de bine, vă, România. Că voi bună ziua nu știți. Și să plecați. Nu știți. Ce mai faci? Voi nu știți. Voi trebuie să cereți ceva în schimb. Dar trebuie să facă să cei și ce dacă. Ce am făcut curat? Ce mâncare am făcut? Știi? Da. Uh-huh. Da. Uh-huh.
și le-am dat de mâncare din bani din buzunarul meu unor oameni care știam că mă bârfesc pe la spate. Știam că mănâncă de cur. Să-ți dai seama să stai pe net din viața ta. Tu, din viața ta. Viața ta. În loc să ai grijă de viața ta, știi, vezi că umblă, îți ghiorăie mațele de foame, mă! Bă, îți ghiorăie mațele de foame, prin foame, știi, prin stomac, vine, îți ghiorăie mațele de foame și te cauți pe una pe net. Ce faci? Ce-a făcut? Doamne ferește. Bă! Invidia din voi să nu cumva să se ridică înaintea noastră, să nu cumva să meargă înaintea noastră, să nu cumva să facă ceva. Că noi suntem mai în șurmea chiar și mai în... De ce bârfa? Las că e ce bârfă de calitate, cum să nu? Astea sunteți. Bă, astea sunteți. Că sunt cerșetori care spun mulțumesc. Da, foarte bine. Și eu spun mulțumesc și pentru un 3 lei, știți? Eu spun mulțumesc. Deci când am muncit eu la el, am muncit altcineva, mi-a aruncat mie. Si? E bunul simț. Tu nu știi să spui mulțumesc. Că ți-aruncă unul. Un leu. Ești în stare să dai lui ăla leu în jos, îl dai înapoi. Bă, tu atât de nesimțită ești să te... Ce e, mă, că e valoarea mea, nu dă un leu. De ce, mă? Vezi că aruncă aia cu banii, făcut... Băi, voi nici nu știți pe ce ați făcut afaceri, voi faceți afaceri până în norocirile oamenilor. Și nu vă este rușine că ați făcut afaceri pe nenorocirile unor oameni, pe nenorocirea unui om, ca de exemplu înmormântare, ca de exemplu cimitire, ca de exemplu îmbolnăviri, voi v-ați făcut o afacere din chestia asta. Și vă credeți mai extraordinare decât aia care este panou publicitar. Vezi că nu ești. Ești aceeași strâmbă, da? Ok? Aceeași strâmbă ca și aia. Numai ca aia nu îi se face mare șmecheră pe basculă, știi? Nu e până nenorocirea omului. Nu vă este rușine, mă. Ce dacă ai două camere și o producătoare în față și unul care stă și te filmează? Mare căcat! Ești mare șmecheră pe basculă, mare vedetă. Mm-hmm. Da, e vedetă. Vedeteaș. Mm-hmm. Ne auzim de bine, bă, încă o dată, România. Să ne auzim de bine că v-am spus. Încetați să mai faceți celebri sau încetați să-i mai lăsați celebrii pe niște gunoaie sociale. Că gunoaie suntem toți. Încetați să vă mai credeți celebre. Gunoaielor. Și după aia o să-mi spuneți că am dreptate. Eu știu ce zic. Hai, sictir, bă. Asta. V-am zis, o să plângeți. Când vă iau și vă bat cap în cap, o să plângeți. Că de vină sunt alții. Nu voi. La TV nu s-a făcut? De ce, mă, că nu e verificat? Că... Cum să nu? Că dacă cazul ăsta era la TV, făcut publicitatea la TV, că nu mai vine nici dracu să mai facă vouă publicitatea la TV. Da, vine primăria să dea banii din banii contribuabililor, vă dă vouă la TV și ați venit voi aici și v-ați gândit că faceți business. Vai, să vă zic eu vouă, ce nenorocire! Ce? Ce nenorocire? E greșeală, dacă ai crezut într-o reclamă. Cine te-a pus să crezi într-o reclamă? Cine te-a pus? Nici în mine să nu credeți, bă! Ascultați-mă două secunde. Tot ce fac eu și tot ce zic eu, verificați. Nici în mine să nu credeți. Aia e bună pentru mine. Pentru voi s-ar putea să nu fie bună. Asta e mesajul, bă. Era dracu de proști ce v-a născut țara asta și pământul ăsta. Că mergeți pe drum și nu știți ce faceți. Numai rahaturi mâncați.